Bun găsit, Maria Linda, bun găsit, doamnelor și domnilor. Da, așa este, la Timișoara au început deja încet să vină din ce în ce mai multe persoane. Practic, în acest moment, aici, la prefectura din Timișoara, s-au adunat circa 40 de persoane. Acestea protestează față de traiul greu pe care, spun ei, îl duc zi de zi. De asemenea, ei cer mărirea salariilor și reducerea prețurilor pieței, cele care în ultima perioadă au crescut în raport cu veniturile pe care le au. Oamenii sunt înarmați cu pancarde, au venit cu steaguri, cu tricolorul aici în fața prefecturii. Prin această manifestație a lor ei doresc să tragă, iată, un semnal de alarmă față de sărăcia pe care o trăiesc. Acest protest de aici, de la Timișoara, practic face parte din protestul așa numit anti-sărăcie, protest care la această oră are loc și în mai multe județe din țara noastră, județele mari, acolo unde oamenii și-au anunțat prezența în număr mare. Importantă de asemenea de menționată, Maria Linda, este faptul că aceste manifestări fac parte dintr-o serie de proteste care au început, vă reamintesc, duminica trecută la București, acolo unde peste 10.000 de români și-au strigat nemulțumirile față de actuala guvernare. Se anunță însă și un protest mult mai mare și mai amplu pe 21 octombrie în capitala, acolo unde toți oamenii din întreaga țară vor ieși și vor striga la unison faptul că nu mai suportă sărăcia pe care o trăiesc și că este nevoie de luarea unor măsuri cât mai repede cu putință. Da, Andreea, mulțumesc foarte mult!